Pe perioada vacanței ar fi bine să aveți o dietă echilibrată, sănătoasă, să faceți mișcare, să ieșiți în parcuri la o alergare ușoară. Chiar dacă au venit sărbătorile de iarnă și majoritatea jucătorilor de la toate diviziile intră în vacanță, cred că este foarte important pentru ei să conștientizeze că menținerea tonusului și a greutății optime pentru a face sport este un lucru care trebuie să se ajute pe viitor. De aceea le recomand ca în această perioadă să meargă, să facă mișcare, să meargă la sala de forță și să întrețină pentru atunci când se vor întoarce să fie într-o formă fizică foarte bună. Vreau să le readuc aminte copiilor că sportul înseamnă sacrificiu, muncă, seriozitate și disciplină.